Imaginează-ți o fortăreață impozantă, cu ziduri groase ce ascund o poveste interesantă, ce te poartă prin secole de istorie. Aici, în cetatea Făgărașului, se află Muzeul Țării Făgărașului, o oază de cultură și tradiții ce te va cuceri instantaneu. Ajunși în curtea interioară, ne îndreptăm spre intrarea în Muzeul Țării Făgărașului. Muzeul își are originile în colecția profesorului Valer Literat, un pasionat al culturii locale. Înființat în 1923, muzeul a evoluat de-a lungul timpului, devenind o instituție de referință pentru istoria și etnografia Țării Făgărașului. Pas cu pas, vei descoperi comori ale Țării Făgărașului. De la vestigii arheologice, ce te vor duce înapoi în timp? La arme și armuri medievale ce stârnesc imaginația. La costume tradiționale și obiecte de meșteșug ce reflectă frumusețea culturii locale. În anul 1599, cetatea își deschide porțile în fața voievodului Mihai Viteazul, care a dăruit-o soției sale, doamna Stanca, ca loc de refugiu pentru familia și comorile sale. Thank you.
Făgărașul a devenit capitala Principatului Transilvaniei în secolul al XVII-lea și, cu scurte excepții, cetatea a servit ca reședință oficială a voievozilor Transilvaniei. Sala tronului din cetatea Făgărașului este o încăpere încărcată de istorie, care a fost martoră la evenimente semnificative din Transilvania. Dieta Transilvaniei s-a reunit aici de 11 ori, marcând momente semnificative din istoria regiunii. Situată în aripa de vest a cetății, sala a servit ca reședință oficială a voievozilor Transilvaniei, fiind un simbol al puterii și al autorității lor. Toate aceste evenimente au contribuit la consolidarea statutului cetății Făgăraș ca un loc de o importanță majoră în contextul istoric și cultural al Transilvaniei. Cetatea a devenit un simbol al puterii și al influenței regiunii, atrăgând atenția personalităților marcante ale epocii. Astăzi, cetatea Făgăraș stă mărturie tăcută a unei istorii bogate și tumultoase și își așteaptă vizitatorii.